Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Dar mult prea puțin, dacă râdem mai mult, încercăm să ne oprim, ca să nu părem bufoni sau copii neserioși, ca nu cumva niște deștepți să ne ia de proști. Nu mai vreau să-mi ordonați cum se făcea în timpul vechi, vreau să stau mereu cu gura până la urechi. Iar de vreți să dați în noi, n-aveți cum, suntem ca frații, nu puteți închide gura unei întregi generații. Nu ne pasă ce ne ziceți, ne este de umor, deschideți robinetele pe net sau pe televizor. O să râdem de voi toți, o să râdem și de noi, pentru lipsă de umor, apelați la 0-2. La 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 la. La 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 la. Sunt prea forță porținii, alerg toată ziua, nu țin cont de opinii. Salutare, salutare. Nu știu dacă asta e corect televizionistic vorbind. Am tăiat cadrele astea așa urât. Mâine, sâmbătă și duminică, avem premieră la Night Guguț, Teoria Marelui Haos, în care jucăm eu cu, virgulă, colega mea Cristina Platon. Suntem mâine, sâmbătă și duminică? Nu, mâine, sâmbătă și duminică. Mâine, adică mâine. Sâmbătă și duminică. Da, da. Adică mâine e sâmbătă și poi mâine e duminică și în zilele astea la ora 19:00 vă așteptăm la spectacol. Dar stați un pic că vorbesc eu un pic. Puteți să veniți să ne vedeți. E un spectacol drăguț, scris de la zero, compus de la zero, făcut de la zero, de la temelii. Da, da, da. Să veniți să ne aplaudați așa și la spectacol, colegii mei iubiți. Nu venim noi. Ei, nu veniți. Ce se întâmplă cu domnul Dodo? V-ați trezit și voi cu știrea asta de azi, nu? Da, adică pentru că mâine e sâmbătă și pe mâine e duminică. Pentru că mâine e sâmbătă și pe mâine e duminică. A, sorry, asta a fost marți. Marți, da? Pare că... Marți ne-am trezit cu informația că Igor Dodon a fost reținut pentru 72 de ore. Acum e vineri, încă nu știu ce a fost ieri. Nu mi-aduc bine aminte. Da, dar m-am amuzat, băi, pe bune, am râs tare când am văzut aia cu cumnatul domnului Dodon, care mânca ori pis. Băi, sună, că Iulica spunea, băi, sună ca în comediile astea, la care ne uităm noi, la filmul cu DiCaprio, la Wolf of Wall Street, unde intră politica. Tare aș vrea să nu ajungă niciunul dintre noi într-o rușine de halul ăsta, pentru că, băi, hai să ne trăim viața tot un pic mai cinstit, ca să nu ajungem la momente niste penibile. Nu știu cum aș fi eu, Doamne, cred că aș muri de rușine, în primul rând, să pățesc așa ceva. Eu cred că asta e ultimul lucru la care s-a gândit. Ești convins că asta e ultimul lucru la care s-a gândit. Da, dar deocamdată haideți să vedem ce putem urmări astăzi la 02 pe TV! Înțeles, v-ați făcut spectacol. Eu sunt examinatorul. Dragoste Bătaie, ești criminal. O, șorci mi! Stimați concetățeni și dragi oameni buni, că tot timpul am fost un om al poporului. Băi, Vasil, tu mai tare te înglos, mă, te. Ești închide gura sau gândești, spui că mura îți dau un baston de ăsta ca îți bat plombele celea din măsăli. Poate visați șerpi, broaște, meduze? Nu, mai mult în ultimul timp visez dragoste, bătaie și criminal. Împușcat în cap, sразу. Troi, 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 se iau cu toți de mână. Troi, troi, troi. Apar de nicăieri. Troi, troi, troi. Nu știu limba română. Troi, troi, troi. Profilul făcut e. Ce ediție, pai de cap. Dar eu nu știu dacă există vreo ediție la care să nu mă uit la ce o să urmeze la 02 TV și o să nu spun ce ediție. Băi, o să fie cea mai... una din cele mai bune ediții. Cu siguranță, cu siguranță. Din sezonul ăsta. Limbajul corpului, exact, m-au zis. Asta ce înseamnă? Când fac așa, înseamnă că mă închid? Nu. Te deschizi. Te
deschis la mine. Apropo de asta, stimați telespectatori, vrem să vă spunem că asta este, Radu, putem să spunem atâta ediții deja. Asta e 11 ediții, da? Asta e 11 ediție. În sezonul ăsta, sezonul 3 de 02 pe TV, totalul este de 13 ediții, așa că după faceți voi un calcul simplu și înțelegeți cam câte ediții mai avem, cât s-o ieșirile. Tu ești matematică, eu japoneză. Pe internațional și pe matematică. Stați așa. Încă două. Stel. Asta și încă două ediții. Mi-a dat peste cap știrea cu domnul Dodon. Când? Care... Marți? Marți, când m-am trezit dimineață, mi-a dat peste cap știrea și... Vă dați seama că pe Instagramul nostru 02 oficial, unde vă invităm să ne dați un follow, deja avem multă lume care, măi, parodii cu Dodon, ce se întâmplă. Așa că da, haideți să începem cu primul sketch cu domnul Igor Dodon. Haideți! Și ce mai departe? Am înțeles, v-ați făcut spectacol de tricăpiși. Și faci mai departe? Haideți, cum ați lămuriți la tot lumea asta că m-ați reținut? Băi, și amarica vostru. Stimați că cetățeni și dragi oameni buni, că tot timpul am fost un om al poporului. Mă adresez la voi acum. Nu mă interesează minte. Măi de tot cele. Că a făcut un joc murdar. Am văzut că multă lume îmi scrie, domn Dodon, acum de acolo puteți să faceți un... Președintele răspunde. Niciun fel de problem. Am vorbit cu băieții ăștia de la CNA. Mi-a dat aici o cameruț. O cameră de filmat. E cameră bună. Facem episod. Și haideți să vă spun eu mai detaliat ce s-a întâmplat și cum a fost reținut. Că se speculează acum în masă. În masă speculații. Dimineață, pe la vreo ora 6 dimineață, bat cineva la ușă. Eu mă gândim că e de la păstrăvării. Că eu îmi place foarte mult să mănânc pește dimineață. Este fosfor și pentru și mitei le dau și lor carne de asta, numai că le scot oaste. Este foarte bine pentru creier. Și noi dacă jucăm șahmate toată ziua, zic des le. Când colo deschid și văd niște mascați, niște. Scântrați și probleme. Și că domn Dodon vă reține. Zic, ce faceți? Vă reține. Zic, și eu fug, zic. Rețineți-mă. O luat, m-a încărcat în mașină, acolo proteste. Proteste în masă. N-au fost oamenii chemați, ca să asta să sublinieze. Oamenii au venit din propria inițiativă. Bun, acum ce vreau eu să vă spun, stimați concetățeni, că planul acesta pe care l-ați văzut voi acum, făcut de președinta asta voastră și noua guvernare, că este ceva cusut cu ața galbenă. Dar planul ăsta eu îl aveam încă de anul trecut, tot așa, de ziua lui Maia Sandu. Ce spuneam? Că băi, dă-ți ne împăcăm cu Maia Sandu și să facem pace. Și am propus chiar eu. Zic, hai ca și cum voi mă rețineți și mă băgați într-un tort. Și la ziua lui doamna Maia Sandu, mă aduceți și eu fac scamatorii din tort. Ies și, bun, îi spun eu că să știu și dezbrăcat, să fac un fel de striptiz, nu mă bag eu că am femeie acasă. Și am propus și avea să iasă o surpriză mult mai frumoasă decât asta ce-au făcut ei. Dar treaba lor, dacă ei joacă aceste jocuri murdare. Acum foarte multă lume am văzut și mare tam-tam cu... Cumnatul meu, care mâncau o recipis, am spus ei acolo așa. Într-adevăr, mâncau o recipis. Dar de unde v-ați luat voi să vă râdeți de boala unui om? Vă știți că asta e o boală? Căutați pe internet. Că aveți, am o deschidere la site-urile. Uitați-vă ce înseamnă boala, om mănâncă hârtie. Eu ce râd de fapt că unii din voi aveți COVID, poate. Unii au cancer, eu ce râd? Ce nebun? Dar voi râdeți. Am văzut mare tam-tam și Facebook-uri pline și toate acestea. Vă știți că omul ăsta trăiește cu această grijă de o viață? El când îți duce și cumpere hârtie de viceu, el își cumpără cu 3 blocuri mai mult. El până acasă numai bagă acele. Caieti, sărmanul copil la școală n-avea. N-avea, trebuie să scrie mână, că mâna nu mânca. Dar pe orice caiet scrie ceva, în gură, cum mai ține el minte ceva informații? Vă dați seama că asta este o boală. Nu râdeți. Și nu vă doresc nici dumneavoastră. Nici la copiii noastră. Așa boală. Acum că s-au găsit și niște bani prin casă. Ce bani? Voi vă uitați în stomacul cu natiu. Acolo găsiți. Acolo sunt miliardele. Mâncați tăi. Dacă nu le-o stucit în parcedea. Dar asta e altă treabă. Și banii care s-au găsit, de fapt, că nimeni nu a intrat în detaliu. Nimeni nu m-a întrebat, domn, dar ce-s cu banii ăștia?
Puteți o găsit și mare, speculații în masă, în masă speculații. Că ăștia-s bani primiți ilegal, nu știu. Oameni buni, am adunat mână de la mână pentru cadoul lui Maia Sandu. Am vrut să cumpărăm o pereche de crasoci buni, pentru când se duce pe munți și face. Am vrut să cumpărăm o scurce de chele când sui pe Everest. Ce vorbiți voi prostii? Întrebați-mă pe mine, de unde luați voi informații să se prostești? Și bun, acum pe mine m-a închis și ce? Nu, vă întreb pe dumneavoastră. Poate eu ceva nu înțeleg. Dar și ce? S-o ieftini gazul, zici? S-o ieftini pâinea, benzină? Nu, toate cresc. Toate cresc în masă. De că dacă rămânem la libertate, vă scotem eu cumva. Dar așa m-a închis. Și acum ce să fac, oameni buni? A să răbdați, a să mai crească prețurile. De atât că eu sunt închis. Și că așa, să mai închid pe Șor, vor să-l închid. Pe Cavcaliuc, pe Plahotniuc. Vă dați seama cum a să crească toate prețurile. La fiecare lidere, sare. Asta este legea balanței. Bun, stimați concetățeni, cei care sunt în continuare alături de mine și mă susțin. Și asta e practic toată țara. Mai sunt vreo 2-3 înscrierați ăștia care... Maia Sandu, Maia Sandu. Nu vă faceți griji pentru mine, eu sunt puternic. Tot timpul am spus. Ce drept e că acum, că ce bani sunt în vacanță, eu tot cu dânsul trebuie să mă duc, da. Na, aici noi să mai facem. Luăm ce bani, când veniți să înscrieți, că nu mai duci mă. Nu vă faceți griji, aici e bine, e răcoare. Acum afară e cald, nici nu vreau. Ce drept nici cireș aș mânca. Niște căpșuni. Cu Kirkorov. Gata, ghighez pus язычи. Спекулаци, маса. Suntem curioși care va fi dezvoltarea acestei povești foarte palpitante și interesante. Vorbeam cu Iulian Totaz că, și asta o spuneam și în video pe care l-am făcut atunci înainte de alegeri, înainte de campanie electorală, în campanie electorală, și spuneam că eu vreau să votez pentru că m-am săturat să mi se râd în față, să fiu mințit în față cu aroganță ieșită din comun. Și tocmai asta vorbeam azi cu Iulie, că băi, domnul Dodon în special, trebuie să spun chestia asta, era pe un mod arogant să spunem niște uneori aberații care eu mă uitam și zic, băi, dar crede cineva în lucrurile astea? Și într-adevăr, lumea chiar credea în chestiile alea lui și cu vă batem votul, ieșim în stradă, un președinte care dar mergem mai departe cu personajele noastre care sunt absolut admirate de publicul basarabean și nu numai! Cătăline! Da? Ia zi, ai pe cineva care a fost în România recent? Dar nu știu, este cineva de... Da, Eugen mai lucrează și în partea cealaltă de Prut. Are... La frații noștri. Nu mai spunem ce, că sărmanii de... și a fost în România și ne spunea, inclusiv vorbeam pe chat, și ne spunea că acolo sunt oameni care ne urmăresc, da, Eugen? Și acum, weekendul ăsta, da, ajung la hotel și domnul de la recepție mă vede și spune: o, nacealnic Caraula, mă, ce îmi place, mă stric de râs, mă, nacealnic Caraula. Băi, ne bucurăm. Și el acolo e un personaj foarte iubit. Da, da, i-am observat că a prins foarte bine personajul ăsta și de acum există lume care îmi spune și mie pe stradă: Cătălin, noroc, nacealnic Caraula, nu se poate apsui, știi, Cătălin, noroc, nacealnic Caraula. Nacealnic Caraula își lasă meseria tinerilor. S-o lua bastonul. Mă... Pe camera că nu se dă voie să filmează. Tu ai intrat ilegal la obiect strategic și gata. Eu doar n-am venit să mă cer cu voi. Tu te-ai spus la nacealnic Caraula și cheamă-l în coadă. E nacealnic Caraula. Nu, dar cum, dar? Tu pentru că ne-ai stricat nii odihna. Știi ce trebuie să faci la măiaței? Ce trebuie să faci? Să-mi dai ușigani. Dar stăm aici înseamnă că nu stăm degeaba. Abdați-mi voi să mă duc și nu, gata. Nu te duci nici aiurea, aici stai. Dacă am zis așa, așa și. Dar prinezi vă două bastoane. E și prima dată. Nu, dar cu... Și ați cam și mai rău ca și cremele. Dacă, și dacă e și rău, mare nu treabă. Nu mai zvie aceea să și... Stai, stai, ulea. Uite-o. Ia să nu mă târă eu cu tine, măi, Vasile, măi. Nu mai... Nu târâie. Păi, p***. Mă, joc, tine.
Așa, încă o dată numele și prenumele studentului. Vasile. Domn Vasile, îmi pare bine de cunoștință, eu sunt examinatorul Matali, Nacealnic Caraula, director pe obiecte strategice. Pentru prima întrebare, cam de ce dumneavoastră vreți să vă faceți polițist? Pentru că vreau să fac lumea mai sigură pentru cetățenii cinstiți. Interesant. Și eu când eram tânăr vroiam să păzesc lumea de infractori. Frumos. Dar acum? Da, mult mai tare îmi place să-i bat. Știi cum, legea uneori o înțelegi, uneori nu o înțelegi, dar bătaia tot timpul a fost clară. Dumneavoastră bateți infractorii? Ei, și grăim noi în poate, și mă apuc eu și arăt eu bătători de infractori sau și... Eu îi bat pe cei care nu sunt infractori, cu uneori nu înțelegi care-i care, îl vezi doi pe stradă, mai știi și ne-o cheamă poliția, duci la dâși, îi bat pe amândoi la sector, pe urmă acolo te lămurești dacă te lămurești. Dar hai nu mai vorbim prostiile astea și hai să trecem la treabă serioasă, că știi cum, mâini poi mâini ies la pensie și trebuie să las meseria pe mâinile tinerilor. Da, e frumos atunci când bătrânii lasă locul tinerilor. Băi, Vasile, ce m-ai făcut bătrân, amuzoși? Nu, i-am în vedere că trebuie să vă odihniți la vârsta asta. Păi, Vasile, tu mai tare te înglozi, mă ting. Ești închide gura sau gândești, pui că mușa îți dau un baston de ăsta ca să-ți bat plombele celea din măsăli. Nu grăi prostii, hai să trecem la treabă, că văd că tu cu ochii vine ți-ai să ieși la mine. Așa, prima întrebare de teorie. Ce faci atunci când oprești un șofer? Vin, mă salut și mă prezint. Pentru ce te prezint? Pentru că trebuie să știi cine sunt eu. Dar și costumul ăsta de tine pentru ce? Da, dar eu trebuie să arăt legitimația. Băi, Vasile, tu ai văzut vreodată vreun medic îmbrăcat în polițist? Nu. Dar cosmonaut? Nu. Dar ai văzut vreodată vreun sfarșic îmbrăcat așa? Nu. Dar și mă, ești tu și acela, sunteți doi proști, el și nu poate citească aici, scrie poliția și trebuie tu să te arăt cu legitimația. L-ai oprit, l-ai scos afară, percheziții, l-ai văzut te, dacă n-are chistol la dâns, dacă n-are, îl împuși tu, îi dai bătaie, îl duci la secții, acolo, fără mâncare, fără băutură, mașina la ștrap plocear, că distrus cu tătul. Stați, dar pentru ce trebuie să... Mai iertă-i, Vasilic, că m-a luat ale tinereții valor, știi cum zici. Bun, hai altă întrebare. Ce faci atunci când șoferul a încălcat limita de viteză? Aici depinde de... Drept, aici ai dreptate. Ai dreptate și îți dau un bal din partea mea. Depinde și mașină. Dar hai să luăm noi, am luăm așa o srednie statistică aia, ca nu știu, ce e asta, un... Coda Docker, Dacia de asta. O Dacia Docker. Nu, eu vorbesc depinde de viteză. Am pușcat în cior. Poftim? Am pușcat în ciorul drept. De ce? Ca să știi, ciorul ăsta nu mai apeși niciodată pe gaz, asta e lecție pe viață, țin minte. Nu e normal așa. Ce faci când un șofer nu a purtat centura de siguranță? L-ai apucat de cap sradu 3 ori să înțeleagă. Asta în termenii profesionali se numește simularea accidentului propriu zis. Dacă începe să că vă dau un judecat, că nu știu ce, l-ai apucat de păr și capul de la babaia până o strângi ca disfit din lumea să înțeleagă că asta a fost un accident. De ce trebuie să... Ce faci când șoferul nu vrea să prezinti permisul de conducere sau nu-l are la dânsul? Împușcat în cap zrazul, nici nu vorbești cu dânsul. Pe urmă de-a mă, îi spui că ai crezut că e infractor care i-a dat în urmăriri generală. Nu discut cu dânsul, 3-4 ani în cap, pe urmă vă slămuri, vă voi. Eu niciodată n-am să fac asta. N-ai să faci niciodată, ia stai că ăsta cu docherul, vă, că se întoarce înapoi. Ia du-te și-l întreabă și fă cum am zis. Eu n-am să fac asta. Nu, ai Vasile, înseamnă că nu ești pregătit pentru meseria asta și azi trebuia să stic cludim din sistem. Nu, gata, mă duc. Da, ești stolul unde duci. Bă, știi, tine-i te-ai creat o leagă pe virea, așa-i? Vieța-i chitul nici nu-i încărcată, îl încarci de aici și scoți aici. Bună ziua, vă rog, spuneți că aveți toate actele în regulă. Nu am permis. A fost bun?
m-a dat gata. Nu, dar într-adevăr... Este ca de râs? Mamă. Așteptăm toți concetățenii noștri de pe partea cealaltă de Prut să ne scrie dacă v-a plăcut sketch-ul. Toți frații! Eugen, tu să ne aduci informația, să ne spui. Da, noi avem și cont de TikTok. Dacă vreți să știți, suntem și pe TikTok cu 02 oficial, pare mi se așa se numește. Așa că puteți să-mi dați un follow și acolo, avem destul de mulți urmăritori. A, 02 pe TikTok! Da, deci un personaj nou la 02, sperăm să vă placă, e așa ușurel, drăguțel, interesențel și poftit! Hai! Astăzi doi bărbați bat, doi bărbați puternici. Am înțeles. Mai aveți și alte vise? Poate visați bani, broaște, șir? De ultimul timp visez numai dragoste, bătaie și criminal. Da? Da. Și știți ce înseamnă visul? Visul e vis, asta e visez o secundă. Crezi că o să întâmplă? Lași să gândești creierul ăla, asta visez noapte pe urmă o secundă. Bună ziua! Ați auzit că suntem în Mercur retrograd? Da, am auzit că suntem în Mercur retrograd. Cum vă afectează pe dumneavoastră? Pe mine mă afectează mai tare că am visuri tare strani în ultima perioadă. Ce visați mai exact? Visez diferite. Visez... Poate visați șerpi, broaște, meduze? Nu, mai mult în ultimul timp eu visez dragoste, bătaie și criminal. Și ce anume e straniu în asta? Că ia ca, de exemplu, o strană a fost jisul cu dragoste. De ce? Că acolo, nu știu cum, era cu doi bărbați. Era o dragoste cu doi bărbați. Că eu m-am uitat pe un site ăsta de ochet pe internet înainte de culcare și m-a tingit la asta și ne-a apărut jisul. Că jisul ieșe și se întâmplă în creierul nostru, pe urmă el apare. V-am înțeles. Ce altceva straniu ați mai observat? De exemplu, am avut și jisul ăsta straniu care cu bătaie. Și acolo ce s-a întâmplat straniu? Erați și dumneavoastră implicat în bătaie? Sau erau bărbați pe care nu-i cunoșteați? Nu, asta e cel mai straniu, că nu erau doi bărbați. Erau două fete, două femei. Și visul ăsta ce înseamnă? V-ați interesat? Nu m-am interesat, dar pe urmă dimineața am înțeles că asta tot că tare creierul meu care s-a uitat, că eu noaptea m-am uitat tot pe site-ul ăsta unde făceau acolo brăbrăbrăți cu dragostea și m-am uitat și la cu fete cum se bat și ele întâi se bat, pe urmă ele se zbrac, pe urmă ele se pupă, pe urmă ele de-am duc și se spun, se întind în pat și pe urmă se cată. Gata, v-am înțeles. Și ce spuneți, că ce anume ați visat? Asta e în care cu dragoste, asta cu... Așa este și criminal. A, criminal, da. Ați privit tot ceva de pe site-ul ăsta înainte de culcare? Nu, la criminal înainte de culcare m-am uitat la Brigada, filmul Brigada. Aha, și ați visat filmul, da? Da și nu, că jisul durează ca tare numai o secundă, el ține cât a treci prin cap și pe urmă tu te trezești, ne-am gata, ca și cum, dar nu ni s-a părut că a înjisat tot filmul la înjisat. Și era ceva straniu în visul ăsta? Și aici mi s-a părut straniu că personajul principal, care e Sasha Bielăi, când îl cuprinde, în momentul acela când îl cuprinde pe cela și spune cu capul adus pe umăr, pe urmă el s-a transformat, nu știu cum, s-a contopit cu acela cu jisul de dragoste. Și era Sasha Bielăi, pe urmă îl pucă... Gata, nu continuați. Pe cela și pe urmă ne-am la pucă, nu știu de ce l-a apucat de spate, mi-a scurs, s-a dus iar în dragoste, când între doi bărbați. Înțeleg că Mercur retrograd vă afectează prin prisma viselor, da? Dacă sincer, nici nu știu dacă asta e Mercur Mercur retrograd sau dacă asta prostă și mă uit eu seara prostiile înainte de somn. Pe unii îi tulbură Mercurul retrograd în diferite moduri. Unii oameni, de exemplu, devin mai stresați. Dumneavoastră? Da, am observat și eu asta, că eu devin stresat, dar mai ales că mă uit la știrile la ruș înainte de culcare. Și pe urmă aveți iarăși visuri ciudate. Da, se poate spune și așa, e ca într-o seară am înghițat un jis că un bărbat a atacat o țară, Ucraina a atacat-o. Așa și e? Și pe urmă e jis continua că alți bărbați luptau pe front. Trebuie să vă dezamăgesc, dar asta nu a fost vis. Cum adică nu? Adică asta chiar se întâmplă. Cum?
A, stați, așa mă ieși, așa-i? Stați, oleac. Nu, suntem cât se poate de real. Dar pe asta aș mă nistraniu, că zisul catar durează o secundă, treci prin creier și s-o dus, dar eu mă uit cu matale, am stăut de 15 minute aici și-l burghez. Dar ce se întâmplă? Păi vă spun, că nu e vis. Ia, șochi, dar... Asta precis e criminal. A fost. Ce? Bine. Dar stai că încă nu a fost timp. A fost. Nu a fost pe înțeles nimic. Nu, dragul. Sketch-ul a fost bun, dar sketch-ul știam, Iulian, că tu și înainte mi-ai spus. S-a spus. Dar vezi că Iulian astăzi este fascinat de... Da, azi e o zi specială. Nu, el știe pentru că el tot să fie Matilu a fost repartit. Păi da, înțelegi? De asta și știa. Dar noi mergem mai departe cu... Suntem la pe înțelesul meu. La pe înțelesul meu săptămâna asta, tot într-o oarecare legătură cu ultimile știri, vreau să vorbesc despre propagandă și despre cum am înțeles eu în perioada asta. Sport și criminal. Despre cum am înțeles eu în perioada asta, adică știam că propaganda afectează lumea. Nu știam până în zilele noastre de război, nu înțelegeam cât de tare, ce impact are propaganda asupra oamenilor și când am început să înțeleg chestia asta, m-a speriat, mi-am dat seama inclusiv că poate noi, care stăm în fața televizorului, avem și noi lucruri de spus și poate influențăm pe cineva, de asta credeți-ne că avem o responsabilitate maximă și încercăm ca ceea ce spunem să nu fie, că noi nu putem să vă spunem că noi avem adevărul absolut, dar în același timp putem să vă garantăm că ceea ce spunem în fața dumneavoastră e ceea ce credem sau, ca să nu bag și echipa, pentru că uneori îmi spune că da, stai leagă, tu bagi chiar așa echipa cât îți spun. Dacă o să aibă băieții ceva împotriva ideii mele, eu să spun cum facem. Nu, dar cum facem uneori dezbatere și la emisiune, nu? Da, bineînțeles. Nu, de exemplu, atunci de 9 mai. Evident. Am avut discuția, nu-și dacă s-a pus nu dacă s-a pus în emisiune. Atunci când s-a mai filmat odată, da? Tu zici asta, dar noi arătăm aici un mesaj de salvați-ne! Salvați-ne! Help! Pe înțelesul meu o să fie astăzi despre propagandă și despre ce am înțeles eu în ultima perioadă referitor la propagandă. Asta. Știu că n-am zis nimic nou, auzim asta mereu, gândeam și eu cu voci tare așa, pe înțelesul meu. Băi, de când a început războiul în Ucraina, am înțeles și eu în sfârșit ce înseamnă propagandă la modul ăla grav. Nici pe perioada COVID-ului nu am văzut asta, chiar dacă și acolo mi se părea exagerată. Propaganda se răspândește atât de ușor într-o societate care încă mai crede că tot ce li se spune pe net sau mai ales la televizor este adevărat. Ce m-a speriat cel mai mult în perioada asta este că am văzut și chiar cunosc cazuri de părinți care nu mai vorbesc cu ai lor copii din cauza că ei sunt proruși, iar copiilor au mai mult noroc să aibă acces la mai multă informație. Cel mai mult m-a speriat faptul că propaganda a reușit să afecteze instinctul primar, instinctul matern. Deci dacă părinții nu-și mai vorbesc copiilor lor din cauza ceea ce apare la TV, se pare că e grav. Înainte aș fi spus că propaganda poate fi combătută doar dacă te informezi mult. Acum însă, miliardele care se investesc în acest fenomen își fac treaba foarte bine. Așa că unica soluție contra propagandei pe care o văd eu acum este gândirea critică. Să gândiți cu capul vostru, să analizați logic ce vedeți. Am văzut oameni care sunt mai predispuși să creadă anumite știri pentru că sunt mai palpitante. Nu vă lăsați duși de nas. Și ar mai fi una. Încrederea. Încrederea în persoanele care apar în fața voastră pe net sau la TV. Am primit multe mesaje care mi-au spus că sunt cumpărat, că tot ce spun este pentru bani, fie că era vorba de COVID, fie că e vorba despre politică sau oricare altă activitate din viața socială. Cu toate astea trebuie să vă spun că nu e tot timpul adevărat. Există oameni care doar vor să-și spună punctul de vedere și au datoria morală să spună adevărul în care cred ei. Asta încerc să fac și eu. Nu sunt plătit, vreau doar să-mi știți punctul de vedere. Ce vreau să spun prin asta este că nu toți sunt plătiți pentru ceea ce spun. Cu toate astea, sunt foarte mulți de genul ăsta. Voi trebuie să-i căutați. O să vă dau un exemplu care pe mine m-a amuzat. Se vehicula la un moment dat că antenele 5G o să ne omoare. Este foarte interesant să crezi în asta și ai putea crede că e real. Cu toate astea putem combate ușor această propagandă ieftină atunci când vedem un interviu cu un profesor de fizică sau un cercetător în domeniul ăsta.
Vreau să vă rog să nu mai credeți în lucruri doar pentru că sunt palpitante. Sunteți oameni vii, aveți capuri pe umeri. Nu mai credeți în porumbei omorâți de 5G sau în Nostradamus și închipuiți. Folosiți-vă creierul. Vă pup! Măi, dacă e actor... Nu, Iuliana, așa. Mai stai, Iuliana, un pic așa pe gânduri, stai. Ce zici, Iuliana, cum se purte? N-ai nevoie de o pauză după asta? Mă bucur, știi ce? Că te cunosc. Publicitate. Sunt Pașa Parfenei, țin un pic. Hai să vedem dacă este aici de lucru. Poți schimba scenariul. Ajunge! Nu schimbăm nimic azi. Să facem cunoștințe cu profesii mai puțin populare. Băi, vântul! Ce aduci că pui în spate? Am niște senzații foarte ciudate. La București! Vizită 5 și... Trăiți! Îl lasă că e frumos! La firma băiatului. Moș Crăciun. Urmă când te lăzut, uite, mamă. Așa. De aici pornesc poveștile noastre în toată lumea. Iar lumea devine mai bogată cu poveștile noastre. Moldova crește eroi și răspândește peste tot. Pe 7 continente, în zeci de țări și sute de orașe. Moldovenii duc ceva de acasă peste tot. Curaj, stil de viață, mentalități, tradiții, apetitul pentru muncă și o viață nouă. Agonisim în pribegie experiențe și istorii remarcabile. Ne facem iubiți și văzuți oriunde, dar în final, toate drumurile duc acasă, cu trup și suflet. Cealaltă Basarabie, vineri, doar la Jurnal TV. Ei, nu știu cum voi, dar cred că ca fiecare, nu? Când îi sprânești ceva frumos, gustos, miros, fain, apoi ești așa, nu știu cum, mândru de tine, știi? Fantastic! Bonissimo! Iua! Înțelegi? Bun! I will be back. Încercați acasă, neapărat. Ai chef de gătit cu Alexandru Comerzan în weekend la Jurnal TV. Năsmari cântăreață, lasă lumea să spună, la emisiunea asta ne strânge împreună. Lume din toată țara se adună, cu Dora la ecrane an de an. Lume din toată țara se adună, cu Dora la ecrane an de an. Dora Show, sâmbătă, doar la Jurnal TV. Au fost unele momente când avem senzația că ne rândea. Cum te simți? Crezi în destin? Ce ai face dacă ai dat timpul înapoi? Eram într-o stare extrem de gravă. L-am rugat să nu mor, să nu mă lase să mor, pentru că asta mi-a fost presimțirea. Tu trebuie să fii sănătos. Partenerul emisiunii In Vitro Diagnostics. Performanță prin analize și consultații medicale. Thank you.
că taci nu înseamnă că ai dreptate. Ai oportunitatea să-ți pui în valoare argumentele. În fiecare zi de luni, de la ora 20, la ora expertizei. Ce simt de dușmani? Apropo, domnul Dodon mi-a făcut cunoștință cu domnul Plahotniuc. Eu am foarte puțin. În secret s-a întâlnit cu Dodon. Nu este o creatură. Plahotniuc este o creatură. Zeci de ani de minciună, jafuri și trădare. Igor Dodon a autorizat cu nimic și pe nimic. Cine știe ce a fost lucrurile cu ceva? Plahotniuc avea influență mare la Dodon. Cine este? Erau prieteni. Orice secret va fi dezvăluit. Cine v-am spune că a fost un carulist? E timpul adevărului. Să nu fi fost finul președinte? Unde este? Ce într-o corupție? Procuratura? Cât timp stăriți? Secretele puterii. Miercuri. Doar la Jurnal TV. Platou și vă reamintesc că mâine și poi mâine, adică sâmbătă și duminică, jucăm la Night Guguță, Teoria Marului Haos. Intrați pe pagina de Facebook sau pe Instagramul Night Guguță și găsiți link-ul spre bilete. Sau puteți probabil cumpăra și de la casă, nu știm sigur, puteți să rămâniți fără bilete dacă veniți la casă și mai bine luați un timp pe alat. Așa! Vrem să mulțumim partenerilor emisiunii noastre care sunt Credit Rapid, care sunt de noi. Și vreau să spun că am scos și pe YouTube piesa Imnul Tineretului, cum am numit-o noi. Ați ascultat-o? Da. De ce? Nu-i bună? Sigur, sigur. Și, băi, mă bucur că eu m-am uitat și eu la video și nu arată atât de bătrân în comparație cu... Vai, uite-te la tine! Uite-te la tine! Încă nu priem, că nu chiar tu. Hai, lasă-te, acum tu exageriezi și tu, Lilia. Nu mai ești. Nu, și chiar arătam fresh și eu acolo. Rețeaua Centrelor de Tineret, vă mulțumim că ați acceptat să fiți lângă noi în sezonul 3. De 02 pe TV. În aceeași idee de parodie muzicală, pe săptămâna asta trebuie să aduc un volum de credite mari. N-ați înțeles în credit, dar vă spun. Să aducem credite lui Eugen, pentru că Eugen ne-a dat ideea cu troll, troll, troll. Boys, știți cântecul? Sabina. L-am ascultat. Un cântec vechi. E a doilea scurt deja. Tu e după ideea ta? Ideea, da. Radu, trebuie să vedem la bugetul pe care... Trebuie să experimentar pentru asta. Da, clar, apoi scuze-mă, te rog. Așa că așa vă voi de idee. Nu știu, într-adevăr era bună idee. Veți face certeviții și la mine acasă. Troll? Nu știu ce-s troll. Știu. Troll? Adică naruscom cânticul sau... Cum? Cântecul naruscom? Cântecul e naruscom? Nu, dar pe troll în rus... Troll. Un troll, doi troli. Troll? Nu, noi spunem în română sunt troli. Troli pe internet, da. Troli. Troli. Deci, troll. Oameni buni, ca să înțelegi ce asta, troli pentru cine nu știe, poate, sunt fermi de troli, chiar se numesc, da? Radu, fermi? Așa se numesc, așa am auzit. Deci sunt oameni plătiți, sunt niște conturi false în principiu, care comentează la lucruri pe rețelele de socializare ca să dezechilibreze situația. Adică dacă eu pun un mesaj adresat. Nu, un mesaj care ar susține o anume parte a ceva,
apar niște troli care unii sunt plătiți, unii poate nu sunt plătiți, unii poate pur și simplu dintr-o pură plăcere o fac. Și apar și comentează ca să creeze un troll, doi troli. Un troll, doi troli. Sunt acei oameni care noi încercăm pe net. Adică, da, și asta în comentarii. Spun. Oameni buni, inclusiv de chestia asta, când vă comentează cineva pe Facebook, pe Instagram, pe alte rețele, când vă comentează, dați un ochi pe profilul lor, vedeți dacă există o părere acolo, pentru că sunt lucruri care sunt scrise de un profil făcut ieri, da, așa spune și criticul. Profilul făcut ieri. Nu trebuie să luați în calcul toate ideile astea, pentru că de aici pornește, mă întreabă uneori lumea, dar cum reacționezi la mesajele de hate? Păi nu pot să reacționez, dacă aș reacționa la toate mesajele de hate, adică aș răspunde la... Da. E clar cum reacționează, zic troll. Dar știi acolo într-adevăr un om, cineva important, troll. Hai taci trollule. Da. Vai de mine, suntem înconjurați de troll. Asta e parte și la alta teorie conspirație. Știi, sunt așa care e o conspirație și aici la care toți sunt troll. Deci da, pornind de la ideea lui Eugen, Eugen, o mână caldă vă doresc. Respectele mele. Parodia muzicală. Trai, trai, trai. Trai, trai, trai. Trai, trai, trai. Ieri pe net văd un coment cam răutăcios, scris greșit, nemulțumit de Vasile Bos. Cine-i oare Vasile Bos și ce l-a supărat? Mi-a scris că mănânc de pe jos și că sunt retardat. Troll, 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 se iau cu toți de mână. Troll, 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 apar de nicăieri. Troll, 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 nu știu limba română. Troll, 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 profilul făcut ieri. M-a invitat ca să mă bat în stradă la un box. A comentat că-s cumpărat, ăsta paradox. Cine are nevoie de ei, niște nesimțiți? Cum să-mi spuneți că eu sunt plătit, când voi sunteți cei mai plătiți? Troll, 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 se iau cu toți de mână. Troll, 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 apar de nicăieri. Troll, 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 nu știu limba română. Troll, 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 profilul făcut ieri. Cum recunoști un troll dintr-o mie, nu e deloc greu. N-are niciodată poze cu sine și face share mereu. Are la profil poză cu o mașină, un lup sau un citat. Eu când dau de vreunul dintre ăștia, deodată l-am blocat. Troll, 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 se iau cu toți de mână. Troll, 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 apar de nicăieri. Troll, 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 nu știu limba română. Troll, 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 profilul făcut ieri. Troll, 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 se iau cu toți de mână. Troll, 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 apar de nicăieri. Troll, 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 nu știu limba română. Troll, 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 profilul făcut ieri. Da, 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 da.
Troll, troll, troll. Cred că oamenii au ascultat cântecul și mulțumim lui Mani pentru că lucrează la vocea mea, pentru că eu, chiar dacă am o voce privighitorească, lucrată foarte bine, am lucrat cu mulți profesori de canto, nu voi mi-i spun acum, dar pot să-i spun. Academic și canto academic și canto este canto academic în jazz. Cum pe jazz ai fost? Pe jazz nu prea, că taman atunci dădeam la altă facultate. Ai avut acum cu milionarul ăla care Dulgheară a făcut, a lucrat. Băi, l-am văzut și pe Rize în față la Igor. În fața casei domnului Dodon. Rize, el așteaptă momentul, știi când apare ceva Rize. Deci, mă-ți tăți! El nu așteaptă, el știe unde se întâmplă. El ies acolo, când nu m-au apărut și Rize de mea față. Deci, fraților, Dodoane, ce-ți mai place? Uite ce termopane are! Da, și am fost la casa domnului Dodon, Iulie, n-am văzut. Îți când ați uitat la termopane și într-adevăr omul ăsta, domnul Rizia, poate să vorbească despre orice, oricât. Dă-i, cum se numește asta? Butoi. Barila. Dă-i chestia asta și el începe. Deci ascultă-mă, Cătăline, te ții că ești beat. N-ai de ce te sprijini că vii mor de beat. Biat. Ce păi faci acum? Acum e bloopers-ul. De asta eu acum... Pentru că a venit și Eugen, trebuie să avem și bloopers, pentru că producătorul pe bloopers este aici. Haideți să vedem cum ne-am distrat săptămâna asta și multe alte săptămâni înainte la filmările pentru... 0-2 Pe... Scena 1... Scena 1, dubla 1. Și grăii, măi, prostii, măi, ei! Bună ziua, ați auzit că suntem în Mercur Retro... Bă, scoarce mii! Ce za formături, în Cătă, dă-ți mai față cu scaunul. Băi, ești nebun suntem. Ia-ți-o la câte pot! Îmi pucat în cap sradu! Și cum băi, dar chiar ai găsit Dodon în casă, ai găsit bani? Și cât bani ai găsit? Statistica normală! Luăm! Da, am auzit că suntem în Mercur. Stai, leacă, stai. Îmi pucat în cior! Pentru ce? Poftim? Nu cred eu că domn Dodon e în stare să facă așa ceva. Tot timpul am avut toate respectele. Toate, ca la Maia Sandu acolo mai scârții un pic lucrurile. Îmi pucat în cior! Hai, Radule! Să-i fac te-o pus la capot. Îmi pucat în cior! Pentru ce? Poftim? Ești nebun tu, Eugen, ești nebun de legat. Așa ne place nouă, noi filmăm că suntem. Lasă, dezinfectăm. Frumos. Și cu voi, mai băieți, nu vă speriați așa de tare. Da, mă vezi? Hai, Radule, oprește camera asta și spunem că gata, că... Mamă. Băi, întem, te împurcăm cu două ori. Hai, du-ți și... S-a încheiat și ediția 11 din sezonul 3 de 02 pe TV, un sezon care tot a durat. Ne bucurăm că noi am spus de la începutul sezonului că o să facem tot posibilul ca acest sezon să meargă până la capăt, să nu fie, să nu întâmpine bariere, pentru că suntem în continuare într-o situație destul de neclară și nesigură pentru țara noastră și na, dar ne facem treaba și încercăm să ajutăm așa cum putem noi societatea noastră. Nu știu cât de formulat românește a fost, nu știu cât de formulat. Radu, hai în face, că mă bag în glob. Răducule. Ia, răducule.
ne așezăm, da? Așa am pus eu. Ce problemă? Da, hai că eu ajung până aici. Cum faci? Radule, da? Da, băi, dar mai are cineva noroc de așa o echipă frumoasă care stă în spate și care merge? Nimeni. Ana Danilescu, Ion Lungu, Arcadi Băbăleu, Bogdan Lozinski, Dumitru Crețu și Mani. Mulțumim frumos. Și trebuie să spun, trebuie să mulțumim și Mariana Golovca și Svetlana Golovca, care se ocupă de machiajul nostru. Mariana curând, știți că e însărcinată, Mariana? Și așteptările noastre, da. Mariano! Mariano! Dar cum s-a întâmplat? Felicitări, foarte posibil ca... Cum s-a întâmplat? Stai, se întâmplă. Se mai întâmplă. Așa că, da, îi dorim Marianei să fie fericită și vouă, băieți, vă doresc să fiți fericiți, nu credeți că... Mulțumim foarte mult încă o dată partenerilor noștri Credit Rapid. Eu tot timpul mă întrebam cum un partener rămâne alături de un produs mai mult timp. Adică mi se pare că, băi, tu te fii partener, știi, și asta e, noi îl mai sponsorizăm. Bă, dar ești vorbiți până la televizor. Cătălin, când produsul e bun, așa e? Nu mai apare. Eu asta tot mă gândeam. Mă gândeam, poate există un ceva, o chichiță acolo, dar cred că de asta. Sunt studiu de caz, știi? Noi o să fim precedentul ăsta care rămâne. Credit Rapid, vă mulțumim și... Da, cum am mai spus-o, ne bucurăm foarte mult că ne-am întâlnit și cu tinerii și mai discutăm cu ei și am și filmat cu ei și poate o să mai filmăm rețeaua Centrului de Tineret. Vă mulțumim foarte mult. O spun atât de des că am încredere în tânăra generație, o să spun din ce în ce mai des, uneori mă întristez, recunosc că atunci când văd unii tineri care se comportă, de exemplu, ieri am văzut un video cu niște tineri care mutau o bancă prin parc, o răsturnau, nu știu ce caut să fac cu ea. Stimați tine, nu vă face asta deloc cool. Vreți să fiți cool ca noi? Uitați-vă! Da, asta e ideea mea. Dacă vreți să fiți cool, nu asta e metoda. Adică asta vă face să vreți necivilizați și sigur nu câștigați imagine sau plus de imagine cu lucrurile astea pe care le faceți. Așteptați top 10 metode de la 02 cum să fii cool. Apropo, eu m-am gândit la un pe înțelesul meu pe... Hai că o să discutăm. La revedere! Pa, pa, pa! Credit până la 100.000 de lei, fără gaș pe o perioadă de 48 de luni. Aplică acum pe creditușor.md. Wow!